Comunitatea academică suceveană este în doliu. Sâmbătă, 14 noiembrie, unul dintre cei mai respectați și iubiți profesori ai Facultății de Silvicultură din cadrul USV, Clement Horeanu, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Clement Horeanu a dus o viață dedicată carierei didactice și va rămâne cu siguranță în memoria colegilor și a studenților pentru devotamentul de care a dat dovadă în activitatea profesională. O solidă pregătire de specialitate și o pasiune enormă pentru botanică l-au consacrat pe Clement Horeanu drept un reprezentant de marcă al unei generații de mari profesori, care au pus bazele învățământului superior Silvii Clasuceava. Profesorul Horeanu a ocupat în anul 1990 postul de conferențiar universitar la Facultatea de Silvicultură Universității Ștefan cel Mare din Suceava, iar în 1993 a devenit profesor titular la disciplinele botanică, dendrologie și amenajarea spațiilor verzi. În activitatea de cercetare științifică a abordat diferite domenii ale biologiei vegetale, floră, taxonomie, fitocenologie, ecologie vegetale și ocrotirea naturii. Rezultatele cercetărilor științifice s-au concretizat în peste 80 de studii și articole publicate, colegii de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava regretă profund trecerea în neființa celui care a fost profesor universitar dr. Clement Horeanu și transmit sincere condoleanțe familiei.